În acest episod, Arexel și Castor au reușit să fure comoara secretă a omului din peșteră, iar aceștia au fost prinși într-un final de poliție. Am stat 4 zile pentru a face acest videoclip, deși nu pare, dar nu uita să-mi lăsați un feedback la final în comentarii și un like neapărat, deoarece vreau să fac un experiment prin care să observ câte persoane se uită la acest videoclip. Vizionare plăcută! Castorei, hai că a venit momentul să furăm comoara. Da, bă, a venit, da. Trebuie să avem grijă. Deci, până la urmă, cum facem, mă, Darusele? Care-i planul, Darusele? Depinde dacă e treaz sau nu. Păi și dacă e treaz, cum facem? Bă, dacă e treaz, îl ții tu de vorbă și eu mă duc să fur. Bine, așa facem, dar dacă doarme, cum facem? E perfect așa, dacă mergem tiptil pe lângă el, nu o să se trezească. Păi bun, dar dacă doarme acolo la comoară, ce facem? Dacă se trezește, după poate ne face ceva rău. N-are puțin să ne facă, bă, dacă așa gândești tu, Castre, poți să pleci acasă, ia eu toată comoara. Nu, lasă, că vreau și o comoară. Bine, mă, hai să mergem, hai, până nu se face zi și până nu se trezește. Hai să mergem. Mamă, Castore, pare că nu-i nimeni aici. Mamă, dar Sere, dacă nu fi ăsta aici? Bine, mă, Castore, hai că e perfect, hai să mergem, hai. Haide, Darusele, hai să ne asigurăm că nu e aici, hai să-l strigăm. Cum să facem asta, mă, mai ai nebunit? Păi și ce facem? Am o idee, hai să intrăm în camera ascunsă și să vedem dacă e acolo. Păi și dacă e acolo, ce facem? Intrăm pe lângă el? Păi dacă nu doarme și ne vede, ce o zice? Păi zicem că am venit din nou în vizită. O idee bună, hai să mergem. Mamă, nu e nimeni pe aici? Mamă, Castre, ce avem aici? Stai, mă, Darusele, că trebuie să ne uităm să nu fie nicio cameră pe aici. Tu te uiți în stânga și eu mă uit în dreapta. N-am găsit nimica. Tu ai găsit ceva? Nu cred că are camere. Hai să frân! Mamă, Darusele, uite cât avem pe noi. Mamă, suntem bogați, rău de tot. Da, exact. Eu sunt mai frumos ca tine, nu te-am neamat. Ce ai, mă? Uite, eu am căciună, tu ai șapcă de tu șapca ta. Uite, bă, eu sunt gold cu diamant, cu chestii de-astea. Eu sunt fiul lui. Ce-ai, mă, Darusele, de ești așa entuziasmat? Ho! Normal că sunt, dacă arăt bine, rău de tot. Hai că arăți bine dacă e. Bă, tu te auzi și zici, Darusele? Păi tu nu vezi că eu sunt gold și tu ești boss? Și ce înseamnă boss? Boschetar? Bă, ești nesimțit, mă? Gunoiere! Ce gunoier, mă, că tu ești... Bă, tu nu vezi că g-ul tău vine de la gunoier? Bă, vezi, bă, cum vorbești, bă, că eu n-am vorbit așa cu tine. Ce-ai, mă, Darusele, nu vezi că te-ai și înroșit? Bă, urât, mă, ești, mă, nervos. Ce-am, mă, ce m-am înroșit, bă, nu vezi că sunt normal? Bine, mă, cum zici tu, Darusele, fie ca tine. M-a lăsat ca să vorba, că poate ne prinde ăsta și ne omoară, hai acasă. Bă, dar chiar, bă, hai să mergem. Bă, hai să vedem cum ieșim, că dacă ne întâlnim cu ăsta aici afară. Castore, nu mai gândi așa negativ, ce ai? Păi da, nu gândesc, dar întreb ce facem dacă e ăsta aici. Hai că vedem ce facem, ieșim și vedem. Bine, hai să mergem. Uite, bă, Castor, ți-am zis că nu-i nimeni, hai să mergem acasă. Da, mă, hai repede să mergem. Hai, mamă, Castor, cât de șmecheri suntem. Da, bă, dar Rusele, în sfârșit ne-a ieșit planul. Bă, oprește-te, e cineva acolo. Bă, cine-o fi acolo? Bă, mă, zici că să mă uit, Castore? Bă, nu știu ce să zic, e cam riscant. Trebuie să facem ceva, dacă nu ne prinde. Dacă stăm aici, o să vină omul peștere. Trebuie să facem ceva neapărat. Da, trage tu cu ochiul. Bă, s-a făcut zi, bă, dar Rusele. Bă, acum ne vede, ce facem? Bă, dar e cam ciudat că încă n-a venit omul peștere acasă. Bă, ai dreptate, Castore. Ia stai că mă uit. Bă, cine-o fi acolo? Castore, e o problemă mare. Ce problemă, Darusele? E un polițist acolo. Bă, cum adică? Dar nu mai țipa cât ne aude. Băi, adevărat, bă, uite-te să vezi. Ia să-i bă așa puțin să mă uit. Bă, chiar e. Bă, Darusele, ce facem? Trebuie să trecem cumva pe lângă el. Vine după mine la copacul ăsta. Fii atent, Darusele, am eu o idee. Vezi nisipul ăla? Îl văd, ce-i cu el? Trebuie să mergem repede acolo să nu ne vadă. Bine, mă, hai să mergem. Haide, acum e perfect. Acum trebuie să fie ușor, Darusele. Hai să mergem repede la stația de metrou. Bă, Castore, bă, ce bine că ne-a ieșit planul, bă, ce fain. Da, Darusel, acum trebuie să așteptăm metrou să vină. Facem cea mai bună echipă, Castore. Normal, Darusele. Mai bună ca noi nu există. Pe bune, altcum v-am dăm prin școală pe acum. Da, bă, să vezi cum sarg agigile pe noi. Ce mai șmecheri suntem. Da, în sfârșit am ajuns acasă, dar din păcate n-am găsit nimic de mâncare. Oare nu mai vine copiii aia pe la mine, nici nu știu ce să zic. Poate mai aduc ei mâncare. Lasă că mă duc la somn și las foamea pe ziua de mâine și aia e. Ia să vedem dacă mai e, să nu fi intrat cineva aici să fi luat cheia. Ia stai să mă uit dacă e cheia aici. Cheia? Bă, cheia de la cufăr? Unde e cheia de la cufăr? Cred că mi-a luat cineva cheia de la... Bă, unde a dispărut cheia de la cufărul meu? Cred că a furat cineva comara. Nu cred că e bine, adică cred că...
Nu. Trebuie să mă duc acum la polițist. Mă duc la domnul polițist de pe plajă, repede. Mă duc acum la el. Nu se poate așa ceva. Domnul polițist, domnul polițist, domnul polițist, am nevoie de ajutor. Vă rog, ajutați-mă. Stați puțin, spuneți ce s-a întâmplat cu dumneavoastră. De ce sunteți așa de panicat? Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Păi, domnul, stați să vă spun, domnul polițist, stați să vă spun că nu știu ce se întâmplă. Deci cineva cred că mi-a furat cheia de la comoara mea ascunsă. Vă rog să mă ajutați, vă rog frumos. Stați puțin, ce comoară ascunsă? Ce cheie? Dumneavoastră sunteți omul din peșteră? Da, eu sunt omul din peșteră, da. Păi și stați puțin, detaliați-mi și mie mai mult. Vreau să știu cine a mai trecut pe la dumneavoastră zilele acestea, dacă a mai trecut cineva pe la dumneavoastră, că poate ei sunt cei care au furat asta. Pe la mine zilele astea au trecut niște copii, dar eu cu copiii m-am împrietenit. Nu cred că au făcut ei așa ceva. Păi sunteți sigur de asta? Păi de cât timp vă cunoașteți cu copiii aceștia? Cam de vreo 2 zile mă cunosc cu ei. Păi și copiii aceia știu de comoara ascunsă? Le-a spus despre ea? Da, le-am spus, pentru că m-au ajutat, mi-au dat mâncare, au fost prietenoși cu mine și le-am spus, le-am arătat-o, dar le-am zis că nu se poate deschide, că e un mecanism acolo greu. Păi da, dar mi se par cam suspect, nu trebuia să faceți acest lucru dacă nu-i cunoașteți prea bine. Adică vă cunoașteți cu ei de vreo 2 zile, v-au dat mâncare, v-au dat astea, dar poate v-au dat cu un scop, poate să găsească comoara, poate știau de comoară, poate au mai trecut cu vreo câteva zile înainte. Da, nu știu ce să zic, eu nu cred așa ceva. Păi fiți atenți cum facem. Dacă mai trec copiii pe la dumneavoastră, să știți că eu sunt aici toată săptămâna, o să stau aici pe plajă, o să stau de veche, mă găsiți în același loc. Dacă mai trec copiii pe la dumneavoastră, să mi spuneți mie, dar să vedeți dacă au ceva suspect la ei și dacă au, să veniți la mine direct cu ei ca să-i controlez eu mai bine și să-mi dau seama dacă ei sunt cei care au făcut treaba asta sau nu. Bine, bine, vă mulțumesc. Hai că am plecat acasă. La revedere, vă mulțumesc foarte mult. Lasă că mă duc să dorm. N-am mâncare, n-am nimic, nu mai am nici comoară. Acum am rămas, hai. Poate mai vin copiii pe la mine altă dată, nu știu ce să cred. Sper că totuși n-au făcut ei, că aveam încredere în ei. Gata, mă bag aici la somn. Dar, Rusele, e sigur că vrei să mergem iar la el? Da, casule, vreau să vedem dacă și-a dat seama. Dar, Rusele, sper că n-ai venit cu nimic la tine din ce ai furat. N-am venit, mă, stai liniștit. Hai să mergem. Haide. Bă, iar o fi plecat. Cred că la comoară, cred că doarme, nu știu, hai să vedem. Bă, dar cine mi-a fi la comoară, bă, că nu suport așa ceva. Nu-mi place așa. Salutare! Bună ziua, copii! Salut, copii! Ce faceți, copii? Ce s-a întâmplat? Bine! Păi, copii, s-a întâmplat ceva foarte... Cineva a furat cheia de la comoră și cred că mi-a furat toată comora dinăuntru. Nu știu ce se întâmplă, sunt foarte supărat. A fi acolo era toată averea mea. Și acum o să mor de foame, nu o să mai iau nimic, nu o să pot să-mi iau casă, nu pot să-mi iau nimic. Aici o să sfârșesc. Cum adică v-a furat? Să le fie rușine! Copii, am și o întrebare la voi. Ați trecut voi cumva ieri pe la mine pe aici? Cât timp a fost eu plecat? Da, am trecut. Bă, dar Iusele. Domnul, revenim imediat. Ne ducem să bem puțin apă afară. Bine, copii, plecă altuceți-o. Bă, dar Iusele, ești terminat. Ce am, mă, castore? Cum adică ce am, bă, dar Iusele? De ce te-ai, mă, de mine? De ce ai zis că am fost ieri aici? Păi dacă am fost... Păi, bă, acum ne suspectează. Ce ai, mă, cum să fac asta? Doamne, dar Iusele. Hai, mă, că nu se întâmplă nimic. Ai încredere. Gata, am revenit. Bine, copii. Păi, deci, că a rămas să vă întreb, știți ce face? Dacă ați venit ieri pe aici, ați spus că te aparcă și ați intrat aici înăuntru în camera asta ascunsă? N-am intrat. Am înțeles, copii, dar... Dar Rusel? Ce? Stați puțin că mă așteptați-mă aici, vă rog. Mă duc până afară, ok? Ați înțeles, mă duc până afară, copii. Așteptați-mă aici, vă rog. Domnul polițist, o mare problemă, am o mare problemă, domnul polițist. Ajutați-mă, vă rog. Ajutați-mă. Luați loc, nu mai fiți așa. Luați loc. Gata, iau loc, gata, am luat loc. Gata, liniștiți-vă puțin și spuneți-mi ce s-a întâmplat, de ce sunteți panicați, ce se întâmplă? Ați descoperit ceva? Da, deci, ca să vă spun, acum au venit copiii aceia la mine. Au venit copiii? Cum adică au venit copiii și ce v-au zis? V-au spus ceva? Ați vorbit cu ei? Mamă, s-a făcut și zi. Da, am vorbit cu ei. I-am întrebat, copii, ați fost cumva ieri pe aici? Și mi-au zis că da. Pe și ei au furat? Ca să vă zic, după i-am întrebat dacă au intrat în camera secretă și au spus că nu. Și am văzut ceva la unul dintre copii. Am văzut că avea un lanț de diamant. Avea un lanț de diamant la picior acolo, la pantaloni, un lanț de diamant. Și eu țin minte că ăla era din comoara mea. Pe și mai sunt copii acolo? Spuneți, hai să mergem acum la ei. Eu merg la ei. Spuneți-mi să mergem la ei. Da, mai sunt acolo, da.
I-am zis că vin până aici și să nu plece. Păi cum adică le-ai spus să rămân acolo? Nu fug ei acum, nu-or fugi? Nu, că m-am făcut ca și cum nu mi-am dat seama și de asta am venit la dumneavoastră să vă duceți la ei. Ah, ok, stați aici că mă duc eu la ei ca să nu creadă că m-ați adus dumneavoastră aici, să le zic că vin prin inspecție pe acolo și o să trec la ei și după dacă ei veniți dumneavoastră spre sfârșit. Bine, hai că stau aici. Mamă, dar am uitat să-l întreb pe domnul peștere unde are camera aia ascunsă. I-am venit aici, dar nu știu unde are. Ia stai că poate îi strig și vin. Copii, e cineva aici? Da, domnul, suntem aici. Bă, dar Rusele, e cumva polițistul? Așa cred și eu. Copii, salut copii, hai că vin aici aproape de voi. Vreau să vă spun că am primit o urgență. Trebuie să investighez zona asta aici, deoarece s-a efectuat un furt asupra unei comori a unui om aici care stă în peșteră. Îl bănuiesc că știți. Știți ceva despre treaba aceasta? Nu, nu știu nimica. Da, ați auzit și voi de treaba aceasta despre furtul acesta? Da, ne-a zis. Și știți ce s-a furat, ce avea domnul în comoară, v-a spus? Nu ne-a spus, nici nu știm. Nu știți, nu știți absolut nimic? Nimic nu știți? Nimic. Nimic? Am înțeles, dar am primit ceva. Băiatu, văd că ai un lanț la gât. Ce cu lanțul ăla? Ăsta mi-a dat mama când era mai mic. Și lanțurile alea de diamant, de le aveți la pantalon, de le ai la pantalon, ce sunt cu ele? Tot mama mi le-a dat. De diamant? Când aveam 5 ani. Astea așa de diamant sunt ale tale, de mic? Da. Păi și mie mi-a spus domnul că a văzut ceva la tine. Deci domnul de aici din peșteră mi-a spus că a văzut ceva la tine și mi-a dat asta. El a ieșit afară să-mi zică mie, să mă alarmeze, pentru că a văzut la tine fix astea pe care tu nu le-ai avut până acum și ține el minte că le avea el acolo în comoară. Vă rog să mă credeți, sale mele, mi le-a dat mama și mama mea e moartă. Da, are dreptate. Vedeți, domnul, eu nu mint. Eu chiar l-am și ajutat, i-am dat mâncare la domnul ăla. Cum să creadă așa ceva? Da, nu știu copii, aducem aici și vedem ce spune el. Că nu știu ce să zic, că eu chiar nu știu despre ce avea el. O să-mi confirme el, îl aduc aici, ok? Ok. Haideți că revin imediat copii, am plecat, imediat revin. Bă, dar Rusele, ți-am zis să le lași acasă. Am crezut că le-am lăsat pe toate. Tu de ce nu m-ai spus dacă le-ai văzut? Păi nu le-am văzut. Scuze, bă, castore. Acum nu aveți ce face, tărusele. Le recunoaștem și o să înțeleagă. Bine, bine, hai că vedem ce facem. Gata, copii, am venit. Acum vine și domnul, vine imediat. E în spatele meu. Uitați, gata, a venit. Tărusele, nu mă așteptam de la tine să-mi fur comoara. Ce faci cu alea la picior? Da, domnul, nu le-am furat. Deci, copii, eu vreau să recunoașteți. Tărusele recunoaște, numai să rei. Recunoaște, spunem dacă tu ai făcut treaba asta. Recunoaște că dacă nu recunoști, o să cercetăm mult mai mult. O să vedem dacă chiar tu ai făcut treaba asta și dacă ai făcut-o încurcată și tu și familia ta, o să ajungă unul dintre părinții tăi la închisoare, deoarece tu nu poți fiindcă ești minor și o să primească chiar și o amendă foarte mare pentru că ești foarte rău. Deci, explicăm. Tu ai făcut treaba asta, mărturisește, da sau nu? Da, recunosc, eu am fost. Foarte bine, Darusel, că ai recunoscut, dar altă dată ai foarte mare grijă să nu se mai repete, deoarece nu este bine, n-ar fi frumos să fii tu în locul lui, ci foarte bine că ai recunoscut, măcar atât, bravo și să nu se mai întâmple. Bine, am înțeles, domnul. Bine, o să aduc totul înapoi. Am să mergi în casă să le luăm. Bine, Darusel. Gata, domnul, uite, au plecat, o să le aduc înapoi și o să fie totul bine. Vă mulțumesc foarte mult, chiar nu știu ce mă puteam face dacă nu erați dumneavoastră, vă mulțumesc. Mă bucur pentru dumneavoastră. Gata, domnul. Am venit. Dar tu, băiatul din dreapta, și tu ai furat sau astea sunt toate luate de la ele și le-ai pus pe tine? Da, și eu am furat. Ah, copii, nu e bine ce ați făcut, dar să nu se mai repete data viitoare, ați înțeles? Da, am înțeles. Ok, da, am înțeles. Hai, gata, Darusele, hai să le lăsăm. Gata, l-am lăsat, ne pare rău. Bine, copii, vă iert, dar să nu se mai repete, ați înțeles? Am înțeles, nu se va mai repeta. Ha, gata, copii, mă bucur că v-ați cerut scuze să nu se mai repete așa ceva, deoarece data viitoare v-am spus, o să vorbesc cu părinții voștri și o să pățească ei ceva foarte rău, o să primească amendă și toate lucrurile astea nașpa o să li se întâmple chiar lor, pentru că voi sunteți copii mici și nu se poate face împotriva voastră, deci ați înțeles. Ok, ne pare. Gata, acum puteți să vă duceți acasă, copii, și să nu se mai repete. La revedere! Pa, pa! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu poți să-mi lași o idee pe care să o fac în episodul următor de Roblox Roleplay și există șansa ca ideea ta să fie folosită în unul din următoarele episoade. Deci, pentru asta, activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.